Bravo! Secția care vine este Yiddish Classics. Și aici sunt două cântice tare interesante. Primul, Ich sing, înseamnă că eu cânt. Și elălaltul, Roșinchen să nantelten, este stafide și cu migdale. Acum, ce este interesant este cine le-a scris. Doamna Molly Picon a fost născută în America și ea era foarte faimoasă la începutul de la, hai să zicem, 20-30, în anii trecuți, și era artista la teatru de Yiddish în New York. Acum, domnul, în al doilea cântic, Abraham Goldfaden, este foarte faimos pentru că el a început teatrul de Yiddish în Iași. Noi trebuie să fim extrem de mândri că primul teatru de Yiddish în Europa s-a deschis în Iași. Dacă ați fost în Iași, puteți să vedeți bustul lui și în anii 40-50 a trecut teatrul Yiddish în București. Și astăzi, dacă mergeți în București, este chiar teatrul de Yiddish. Mina, dacă tot ai spus de teatru, nu putem să trecem cu vederea faptul că la Sighetul Marmației a trăit cel mai prolific dramaturg evreu, care a fost directorul Școlii Populare de Artă, actuala Școală de Artă Gheorghe Chivu. Îl salut și pe șeful serviciului de la Școala de Artă. Deci, Ludovic Druckstein a plecat, sigur, în Israel, acolo a murit, dar este cel mai productiv scriitor care a trăit în Sighetul Marmației. O personalitate despre care eu am scris și s-a publicat într-un volum extrem de mare, așa de gros, nu exagerez, de către Biblioteca Petre Dulfru de Baia Mare, sub direcția lui Teodor Ardelean, 100 de personalități născute în Maramureș. Printre aceștia, Ludovic Druckstein. Da, nu? O să fim mândri și cu Sighet.